Cel mai nou și mai în vogă sport, Kangoo Jumps, a devenit o formă de mișcare foarte populară pentru femeile din Cernavodă. Rezultatele de la sală demonstrează că acest sport este foarte bun pentru persoanele care vor să slăbească. Iar dacă antrenamentele pe ghete Kangoo Jumps se practică în paralel cu ore de pilates, acestea pot fi chiar uimitoare. Săriturile pe ghetele speciale au devenit peste noapte sportul minune, topind într-o oră un număr record de calorii. De ceva timp, Jumps a ajuns și în Cernavodă. Sub îndrumările unui instructor specializat, ora de Kangoo începe cu încălzirea, după care urmează partea de antrenament cardio, în care se pot arde în jur de 700 de calorii. Kangoo Jumps este un antrenament cardio foarte intens, foarte complex. În foarte scurt timp lucrează toată musculatura. Este un, ca toate exercițiile cardio de altfel, provine din aerobic, da? Baza este aerobicul. Dar niciun antrenament, fie Kangoo, fie Pilates, fie alt tip de antrenament, nu va da rezultate dacă nu se va merge pe o dietă personalizată, mai exact pe alimentație. Dacă antrenamentele pe ghete Kangoo Jump se practică în paralel cu ore de Pilates, rezultatele pot fi uimitoare. Executate în mod corect, exercițiile de Pilates pot deveni dușmanul de temut al centimetrilor în plus. Pilatesul, care este un antrenament non-cardio, un antrenament de tonifiere, de postură, de echilibru, care merge foarte bine pe prevenție, prevenția bolilor reumatologice. În general este vizată coloana vertebrală, da? Persoanele care stau foarte mult pe scaun în poziție așezând. Pilatesul lucrează musculatura fină, da? În profunzime, lucrează mușchii despre care noi n-am știut că există, da? Cum ar fi mușchiul piriform, undeva în zona fesierilor un pic mai sus, lucrează foarte bine dorsalul. Datorită beneficiilor pe care le aduce practicarea mișcărilor de Kangoo Jumps, nu e de mirare că doamnele din Cernavodă au devenit dependente de aceste ghete. Cred că s-a făcut deja un an. Pentru mine știam de cursurile astea, dar n-am avut timpul necesar și nici curajul. M-am crezut că nu o să fac față. Dar este aproape un an de când vin în mod constant și frecvent. Este o modalitate eficientă și plăcută de a petrece o oră alături de o companie plăcută. A devenit o rutină și cu siguranță dă dependență. Deci chiar dă dependență. Am făcut pauză perioada sărbătorilor, cred că 2-3 săptămâni, dar deja de-abia așteptam să înceapă cezarina programul să ne revenim. În curând, pe lângă Kangoo Jumps și Pilates, doamnele din Cernavodă vor beneficia și de ore de Zumba și Taebo. Femeile care practică aceste sporturi pot primi din partea instructorului și îndrumări pe partea de nutriție și o dietă personalizată.